Activitățile preventive informative, având ca temă petrecerea vacanței de vară în siguranță, au continuat astăzi în Parcul Mihai Viteazul. Jandarmii au distribuit pliante cu recomandări specifice sezonului estival și au purtat discuții cu giurgiuvenii pe linia prevenirii faptelor antisociale. Cu ocazia vacanței de vară, în această perioadă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu desfășoară o campanie de informare a cetățenilor și a tinerilor, intitulată Vacanță în siguranță. Cu această ocazie ne deplasăm în zona ștrandurilor, locurilor de petrecere a timpului liber, în parcuri, în zone frecventate de părinți și copii. Le oferim pliante de informare cu câteva mesaje privind protecția bunurilor proprii în aceste situații, a vacanțelor, în situația plecării în concedii, să aibă grijă de bunurile de valoare pe care le au, unde le depozitează, cum le transportă, la ștrand să nu lase bunuri nesupravegheate, sume de bani, obiecte de valoare, iar în momentul în care pleacă în concediu, pleacă de acasă în concediu, să aibă grijă ca totul să fie în regulă, să nu lase geamuri deschise, să transmită vecinilor, să supravegheze locuința și să aibă o persoană de încredere care poate trece în mod constant pe la adresa de domiciliu. Acțiunea jandarmeriei a fost interactivă, fiind dezbătute teme legate de comportamentul copiilor și adolescenților în societate, prevenirea furturilor din locuințe sau autoturisme, din gen și buzunare a altor furturi specifice sezonului estival. Siguranță pentru tineri, pentru adulți, cu privire la protejarea bunurilor în cazul în care mergeți la ștrand, mergeți în concediu, plecați de acasă. Totodată, jandarmii au adus în discuție și aspecte legate de consecințele pe care le are consumul de substanțe interzise și tutun, fiind distribuite și pliante cu informații preventive în aceste domenii. Astfel de activități vor fi organizate și în perioada următoare.